suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Stimată doamnă, primar de Cernoleuca, Ala Măzureac, noi vă felicităm cu ziua de naștere. Vă urăm multă sănătate, mulți ani și fie ca împlinirile și realizările cele mai frumoase să vă încununeze destinul cu noi succese și cu noi bucurii și fie ca stima și recunoștința, mulțumirea locuitorilor din acest sat să vă bucure inima. Să știți că sunteți o doamnă estimată și apreciată. Cei care au solicitat surpriza ne-au zis că sunteți sufletul acestui sat. Știți a fi aproape de oameni și de cei mici și de cei mari, de toate vârstele. Acest buchet de flori, noi nu vă întrebăm dacă intuiți din partea cui este, vă spunem din start că și acest coș cu fructe, cu mult drag pentru dumneavoastră, să fiți sănătoasă, vă urează colectivul grădiniței. Chiar m-am emoționat până la lacrimi. Mulțumesc! Cum am zis, să nu s-o firi ca să mă pierd așa, dar la moment m-am blocat. Eu atâtea cuvinte bune, dulci, cred că un pic exagerate, nu mai sunt eu chiar atât tind să fiu sufletul satului, undeva se primește, undeva poate mai puțin se primește, dar vreau să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți, iată aici și colectivului Grădiniți pentru gesturi frumos care m-au emoționat adânc, așa, până la lacrimi, să zic. Mulțumesc mult! Doamna Ala, noi pentru dumneavoastră am primit și un mesaj de felicitare din partea acestui colectiv. Cu prilejul zilei de naștere și 8 martie, toate gândurile bune sunt pentru dumneavoastră, doamna primar de Cernoleuca, Ala Măzureac. Noi, colectivul Grădiniței, vă urăm multă putere și sănătate de a continua mandatul cu aceeași tărie de caracter. Vă dorim multă armonie în familie și vă mulțumim pentru verticalitatea de care dați dovadă îndeplinindu-vă funcția de primar. Noi vă mulțumim pentru tot ajutorul și susținerea dumneavoastră, pentru buna și confortabila funcționare a instituției pe care o reprezentăm cu cinste, grație dumneavoastră. Vă admirăm sufletul cald, plin de bunătate și înțelepciune. Credem că sunteți un om special pentru toți locuitorii din satul nostru, nu doar pentru noi, cei care activăm la grădiniță. Sunteți adorată și stimată de la mic la mare. Ne tratați pe fiecare cu mult tact, o vorbă dulce, sinceră și cumpătată. Mereu receptivă la orice nevoie sau problemă, deschisă pentru orice dialog și știți a fi aproape de fiecare, ca nimeni altcineva. Din suflet vă spunem la mulți ani prosperi, stimată doamnă. Din numele colectivului, acest mesaj a fost semnat de Lucia Lisnic, care ne l-a expediat pentru dumneavoastră. Nici nu știu ce să vă zic. Deci mi-ați răscolit sufletul așa până departe în adânc. De fiecare dată m-am stăruit să, dacă se primește, să fie o mână de ajutor celuia care solicită ajutorul. De fiecare dată m-am stăruit să fiu alăturea și la bine și la greu. Că, din păcate, viața ne le pune și pe astea înainte. Am făcut, cred că, tot ce am putut pentru colectivul dumneavoastră, pentru copilașii care dumneavoastră îi ghidați, chiar aș zice, foarte bine, fiindcă pleacă la școală cu niște rezultate bune. Vreau să vă zic încă o dată mulțumesc mult și dumneavoastră și tuturor celor care sunt în coridor și n-au încăput în biroul meu, fiindcă e cam mic. La următorul mandat îl lărgim noi. Vreau să vă zic, stimate doamne, stimați domni care au fost de dimineață și undeva sunt în coridor acolo, atât de puțin îi trebuiește unui om atenția. Numai ce doamna secretară mi-a zis așa niște cuvinte. Vă doresc să aveți prieteni puțini,
dar adevărați. Eu mă consider undeva împlinită și realizată, fiindcă am acești prieteni și vă simt și eu respectiv pe dumneavoastră atunci când am nevoie de sprijinul cuiva. Eu vă mulțumesc foarte mult, știți că mi-ați răscolit sufletul adânc și m-ați făcut să dau această lacrimă pe obraz, dar să știți că ea e de bucurie. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc! Mult stimată doamnă, vrem să vă aducem personal felicitări cu o sărbătoare dublă pentru dumneavoastră, care este ziua de naștere și 8 martie. Deci, nu în zădar, bunul Dumnezeu, v-a dat să vă naște în această zi, deoarece v-a fost înzestrat cu cele mai bune calități, omenie, stimă, respect, înțelegere și tot ce e mai bun aveți în sufletul dumneavoastră. Vă dorim încă o dată multă, multă sănătate, succese mari în pe tărâmul muncii, realizări frumoase, bucurie de la familie, de la cei dragi sufletului și să dea Domnul ceea ce doriți totul să împlinească. Asta mesajul vine din partea tuturor angajaților grădiniței. Suntem puțini, dar suntem uniți și ținem foarte mult la dumneavoastră, vă apreciem lucru și grija pe care ne-o purtați zilnic. Desigur că și din partea copilașilor și a părinților din satul Cernoliuc. Vă dorim o zi frumoasă, să aveți parte de emoții pozitive și Dumnezeu toate să le așeze cum este mai bine. Câteva cuvinte despre doamna noastră primar Ala Măzureac. Să știți că doamna a trecut testul timpului cu brio, fiind al treilea mandat. Doamna este omul potrivit, la timpul potrivit și la locul potrivit. E o doamnă perfectă. Are respectul colectivului, respectul satului, al familiei, desigur, are succese. Ne bucurăm cu toți împreună de realizările frumoase pe care a dovedit să le realizeze pe parcursul acestor ani, fiind la cârma satului. Astăzi a primit doamna felicitări din partea noastră, dar încă o dată mă mai repet, sunt frumoase realizările, dar cele mai frumoase și cele mai importante realizări sunt cele care le are în familia dumneiei. Tot ce lasă în urmă, după ea, acestea sunt cele mai frumoase realizări, la mai mult și la mai mare, din partea colegilor și sperăm să vă avem tot atât de energică, tot atât de frumoasă și cu realizări frumoase încă mulți ani înainte în fruntea satului nostru. Din partea colectivului, din partea colegilor, din partea prietenilor dumneavoastră. Mulți ani, doamna primar! Să știți că am venit cu mare drag la dumneavoastră și vă spunem tuturor un 8 martie fericit. Și să nu uitați că sunteți femei, sunteți cea mai frumoasă jumătate a acestei lumi, fără de care nu ar exista Universul. Un 8 martie fericit vă urăm! Mai regine decât floarea, doar femeia poate fi. Mai adâncă decât marea, doar femeia poate fi. Mai de taină ca misterul, doar femeia poate fi. Și mai tare decât fierul, doar femeia poate fi. Na-n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 a
cu minte ca poemul, doar femeia poate fi mai cumplită ca blestemul, doar femeia poate fi mai bărbată ca bărbatul, doar femeia poate fi mai amară ca oftatul, doar femeia poate fi. Atât mulțumim dumneavoastră echipei, fiindcă, zic, nu odată am văzut mesajele de felicitare pentru diferite persoane, de orice vârstă, de orice... Să știți că vi se primește ceea ce faceți. Atingeți o notă foarte sensibilă în sufletul omului. Succes dumneavoastră în continuare și ceea ce faceți, faceți mai departe. Mai frumoasă decât zeia, doar femeia poate fi, și mai vie ca scânteia, doar femeia poate fi, mai fierbinte ca Sahara, doar femeia poate fi, și mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi.